Bun găsit, doamnelor și domnilor, în partea a doua a seriei noastre de videouri, în care vom analiza rolul norocului și cum acesta ne impactează deciziile pe care le luăm, atât în viață cât și în piețele financiare. În prima parte am văzut de ce norocul este subestimat atunci când vine vorba de viață și investiții și am văzut că scenariile extreme pot fi măsurabile, unele dintre ele, iar astăzi vom vedea de ce alte scenarii nu pot fi măsurabile, însă ele se circumscriu aceluiași tail risk despre care ne discută maestrul lebedei negre Nassim Nicholas Taleb, care ne spune faptul că avem evenimente observabile și neobservabile. Așa cum ne spune și maestrul și regretatul poet Nichita Stănescu, nu suntem nici la începutul vieții noastre pentru a ne lua angajamente prea mari, dar nici la sfârșitul ei pentru a trage deja concluzii. Astăzi vreau doar să vă prezint câteva lucruri pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când ne referim la riscul catastrofic pe piețele financiare. Pentru a gândi în mod clar și exhaustiv despre lume, trebuie să luăm în considerare atât elementele observabile, cât și cele neobservabile. Din păcate, cei mai mulți oameni nu iau în considerare evenimentele care nu s-au întâmplat. Ei observă ceea ce se întâmplă și, din păcate, acest lucru li se pare absolut firesc. Dar dacă privim ex post, acest lucru poate părea logic. Însă privind ex ante, vorbim de o serie de evenimente potențiale, iar ceea ce s-a întâmplat este doar un singur eveniment din această lungă serie. Pentru a nu juca, doamnelor și domnilor, ruleta rusească cu averea noastră și cu banii noștri, trebuie să ținem cont atât de riscurile văzute cât și de cele nevăzute. Iar astăzi, maestrul lebedei negre, Nassim Nicholas Taleb, ne va prezenta, în mod exhaustiv spun eu, care sunt acele scenarii extreme care pot apărea în investiții și care, din păcate, nu pot fi măsurabile. Așadar, Nassim Nicholas Taleb, ascultați-l, vă garantez, și o spun în mod cât se poate de determinist și nu probabilistic, merită. Ascultați-l pe Taleb până la capăt și continuăm ulterior împreună, fiindcă rămânem împreună pe drumul spre independență financiară. Succes! Let's define fat tails formally, okay, or formally with more intuitively for all of us, okay? Fat tail distribution are one in which extreme events, the ones away from the center of the distribution, play a very large role. That's it. It is not as people start talking about black swans, they say black swans are more frequent. No, they're not more frequent. They're more consequential. The fattest tail distribution is one in which you would have one very large extreme deviation, you see, not many departures from the norm. And if I take a distribution like the Gaussian and start fattening it, you notice that effectively the number of the departures away from one standard deviation drop. So let's take a Gaussian. What's the probability of a Gaussian staying between minus 1 and plus 1 sigma? 68%. If I fatten the tails, what happened to that number? In other words, you have 15% probability exceeding, 15.6% probability exceeding 1 sigma, or 15% to be below 1 sigma, okay? What happens if it fattens the tails? No, it goes up. The probability of staying in the middle goes up. If you take financial markets, it's somewhere between 75 and 95%, between minus 1 and plus 1 sigma. Incidentally, sigma has no meaning with fat tails. But you stay, so because you have fewer departures, you have higher peaks. And this is what happens. You have higher peaks when you fatten the tails. Higher peaks, higher incidence of very large deviation, and smaller shoulders. Okay?
for a net departures away from one sigma to drop in frequency. So, I mean, it was painful for me to spend 10 years reading about my book, The Black Swan, by saying Taleb is saying they're more frequent. No, they're not more frequent, okay? So it's painful. So let me continue. This is in higher dimension. Which one is fat tail, the left or the right? The right. As you see, more events in the middle. But those that depart from the middle go further. So what happens when I fatten higher dimension? Okay, now, taxonomy. They're effectively, I've cheated so far, I've lied. You know, that's what you do when you want to be pedagogical. But now let's be a little more forceful, so nobody here leaves with the wrong impression. There are three types of fat tails. Level one, entry-level fat tails, we call it, is anything with fatter tails than Gaussian. Okay? You take a distribution, and it's a very simple one. You count how many observations are between minus one plus one sigma. If it's more than a Gaussian, it's fatter tail. Okay? Level one. Another one is, there's a measure for fat tailness in the Gaussian world, and what is it? Fourth moment, kurtosis, okay? Kurtosis higher than three, okay? That's a measure of fat tails. These fat tails are not really fat tails because they're not, they don't have these big impacts. Level two, sub-exponential class. Level three, something vastly worse. So now, and they say actually, it's actually apocryphal, he who said it, and it's not true. They say Eskimos have several hundred words for snow. All right, it's not quite true. But we have a lot of words for fat tails, as you can see, all right? Because there are a lot of varieties of fat tails, okay? So what we have is a degenerate distribution, nothing moves, and then Bernoulli, and then the Gaussian. When you stop here, the two Gaussians. There are a natural Gaussian and Gaussians that you reach by adding random walks. They're completely different animals in the sense that one can actually deliver infinity, the other cannot, okay? Except asymptotically, which, right? And then the sub-exponential class, as you see in yellow, these have all moments. But the sub-exponential class includes something called the log normal, which is the weirdest thing you can imagine on the face of the Earth. Because it acts in this class, but sometimes it cheats and goes up here. We're going to see how. And then once you leave the yellow part, as you see, law of large numbers works in this, sort of, then you have convergence problems. So now here we have what we call power laws, and we're going to see in details what they are, Pareto and Pareto laws, second class. And then there's one called supercubic. Oh, sorry, no. Supercubic, Levy stable. So this one has no variance from here, okay? No variance. This one has no mean. And as you see here, there's something called forget about it in Brooklyn. If you see something in that category, you just go home. You see it, you go. You just don't talk about it, you don't discuss it. I know, like, the kind of thing, we don't know what it is, you have never heard of it, you go home because you don't want to talk about it, all right? Because if it doesn't have a mean, it's very hard, okay? And then here, there is no standard deviation, but there is something called mean deviation, all right, mean absolute deviation. And here, the Cramer condition apply till here, which means that you can do insurance up till here. So there are a lot of, this is called compact support, this is called Cramer condition, this is called L1, and this is called forget about it, all right? So these are the way I view fat tails, but some people view them differently. With an exception for, I say, the non-practical mathematical classification, because I put the log normal, which is here, in practice, here. And we're going to see why. So it is, as they say, complicated, but we can make it simple, right? Slightly simpler. Now, reasoning error is not changing the color of the dress. The traditional approach by statistician has been, oh yeah, we know about fat tails. So for them, the illusion is that it's fat tails, oh, it's different, we have all these methods, we just assume a different distribution. No, 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 it's not how it works. You fall into logical inconsistencies. Because once you switch from the zone here, on which statistics was made up to here,
Okay, law of large numbers weak. You stop here, no, even below, you stop here. Once you get out of here, linear regression, haha, doesn't work. A lot of things you think work don't work no more. Okay, so let me give you a slide that says everything, and then we're gonna go into detail with more anecdotes. The law of large numbers, when it works, works too slowly in the real world, period. Okay, we're gonna see actually it's more shocking than you think. Point two, the mean, the distribution that you're gonna observe will not correspond to the true, the sample mean will not correspond to the true mean. So you're gonna have a problem measuring a mean that's not the real mean. This is what think people in finance, they still didn't get it, okay? They still didn't get it. For some reason, people in finance, or maybe they don't wanna understand it, that the mean return is not the true return, and we're gonna see how. Standard deviation and variance, they don't work under fat tails. They already, you know, don't work under thin tails, but let's say on the fat tails, you got a problem, okay? Because it's not a measure that works, you know, mean absolute deviation may work. Beta sharp ratio, you've heard of these things, they don't work, okay? Robust statistics is not robust, okay? So it's like pretty much like anything, they say Scientific American is unscientific and stuff like that, whenever you have, so robust statistics is not robust, okay? Maximum likelihood methods work. That's good news for parameters of distribution. And then we can have plug-in estimators. The gap, and then the philosophical point, the gap between this confirmatory and confirmatory empiricism is wider than common statistic. In other words, the difference between absence of evidence and evidence of absence becomes bigger and bigger and bigger. It's very weak with thin tails, it's very big, large, it's very weak with thin tails, it's very acute with fat tails. Methods of moments, they just gave another Nobel to one of these guys, they don't work. Because higher moments are uninformative, okay? And we're gonna see how. And then there's no such thing as typical large deviation. And finally, the Gini coefficient ceases to be additive. The Gini coefficient actually becomes super additive. There's a problem with Gini. If you compute Gini, you have the illusion of concentration of wealth when in fact it's just like what I call the Piketism. Piketism is you write 500 pages to hide the fact that your measure doesn't work. Okay, so Pinkerism is when you write 800 pages, right? So there's a, okay, so now also we have an expert problem. Because visibly, this fellow didn't quite get the notion of fat tails and stability. So let me start now with the easier. You see, there are going to be some slides that are boring with words or equations. And think of being in Spain, all right? And then the rest is, you know, they're more palatable, okay? So there is a severe error in reasoning, and that you often hear by people giving you empirical data and telling you, for example, that we're idiots to worry about Ebola that killed two Americans when more people slept with Kim Kardashian that year. Okay. So for example. And that was effectively the number they said, that more people slept with Kim Kardashian in 2014 or worried about Ebola than died of Ebola, for example, all right? So, now, and then sometimes you see numbers like these, and this is the kind of thing that if you read something called the New York Times, and you still read that nonsense, this kind of stuff you read in it, which is factually right, but bogus, okay? Well, and the kind of thing that teach in psychology department, that so many Americans die from eating too many hamburgers, smoking too much alcohol. Now let's think about it in terms of tails. If I tell you, or let's say Steven Pinker gave the number that 3,000 Americans die in their bathtub every year, okay, 3,000 people, whereas two have died of Ebola. Now let's play a thought experiment. If you read in the papers, if you go, you know, to Mars and come back, and then read on Google News, that 2 billion people have died. What's more likely to have killed them? Diabetes, obesity, falling in their bathtub, sleeping with Kim Kardashian, or Ebola? Ebola, okay. Doamnelor și domnilor, așadar, l-am auzit pe Nassim Taleb. Fantastică această
porțiune în care Taleb ne explică magistral ceea ce înseamnă riscul scenariilor extreme. Chiar dacă noi uneori nu le luăm în calcul pentru că nu s-au întâmplat și chiar dacă uneori ele nu pot fi măsurabile statistic. Ne-a prezentat diferite grade ale tei riscului, despre câteva am discutat și noi în prima parte, despre schiune și curtosis, care pot fi măsurabile statistic. Ați văzut că spune și Taleb, curtosisul peste 3 presupune un grad incipient al unui tail risk, al unui scenariu care iese din distribuția normală, gaussian. Pe de altă parte, sunt evenimente care nu pot fi nici măcar introduse într-o distribuție de randamente. Spunea, sunt scenarii în care nu putem calcula o medie. Alte scenarii în care nu există deviație standard. Ce facem în aceste scenarii? Ne imaginăm că riscul nu există? Privim cu optimism către viitor ca domnul Dragu? Nu. Trebuie tot timpul să luăm în calcul că și ceea ce nu poate fi măsurabil, că și ceea ce nu s-a întâmplat încă s-ar putea întâmpla, că riscul există tot timpul și că este posibil ca unor să-l subestimăm și să nu fim conștienți de el. Este foarte important, doamnelor și domnilor, să realizăm că sunt foarte multe moduri în care putem deveni bogați. De pildă, dacă suntem un dentist, în medie, probabil că vom deveni destul de bogați într-un mod relativ predictibil, pentru că este o meserie care ți-aduce un venit stabil. În mod alternativ, sigur că ai putea deveni bogat printr-un ipotetic joc de ruletă rusească, unde ai putea câștiga $1,000,000, dar doar dacă supraviețuiești. Acest lucru te poate încânta, perspectiva de a deveni milionar. Însă dacă iei în calcul riscul catastrofic pe care ai putea să nu-l vezi, în acest caz ai putea nu doar să pierzi tot, ci chiar să mori, nu? Vorbea Nassim Taleb despre Ebola, care se întâmplă atât de rar și mai des se întâmplă ca Kim Kardashian să se culce cu nu știu cine. Dar riscul este mai mare să mor de Ebola decât să te omoare Kim Kardashian, deși femeile nu creează multe probleme și poți rămâne cu inima frântă. Acest joc de ruletă rusească poate fi mai periculos decât îți poți imagina. Pentru că el presupune un profil de risk-reward total diferit față de calea predictibilă de a deveni dentist, care se circumscrie mai cu seamă unui scenariu determinist decât unuia probabilistic. În viețile noastre deseori suntem... Nu luăm în considerare faptul că putem juca un joc periculos de rulet. We often call our pets by some lower risk name, but the truth is that we often can't see the barrel of reality. We look at our rich neighbor and assume he is skilled and deserved their winnings. But they may have been lucky and benefited from little more than the graceful sight of the randomness equation. Atunci când privim în jur la oamenii de succes, putem cădea în capcana de a crede că ei, de fapt, sunt mai talentați și că au meritat câștigurile lor. Însă poate au fost doar pur și simplu mai norocoși și au beneficiat puțin mai mult de grația ecuației hazardului. Doamnelor și domnilor, problema cu asigurările. Oamenii plătesc asigurări pentru a se proteja atunci când întâmpină un eveniment negativ. Și deseori ne gândim la această decizie ca fiind una bună. Da? I-am asigurat mașina în cazul unui accident, s-a produs accidentul, ce decizie bună am luat. Dar dacă nu se întâmplă acel accident, ne gândim că banii au fost irosiți. Problema este că chiar dacă nu s-a întâmplat, probabilistic, ar fi putut fi decizia corectă să cumpărăm asigurare. Încă o dată, este corect să realizăm managementul riscului ex ante și nu ex post. Oamenii sunt deseori amuzanți în privire cu privire la asigurări. Mai degrabă ar plăti pentru
ceva specific care este mai puțin probabil să se întâmple decât ceva mai abstract care este mai greu de imaginat. De exemplu, oamenii ar plăti mai degrabă pentru o asigurare care să-i protejeze financiar în cazul unui atentat terorist pe avion, decât o asigurare ca să-i protejeze de orice formă de moarte întâmpinată în avion. În mod rațional, acest lucru nu face sens, pentru că atacul terorist este o subclasă a asigurării generale a morții în avion. Dar noi nu suntem raționali atunci când calculăm riscurile pentru a ne asigura. Așadar, gândirea rațională are o influență relativ mică atunci când vorbim de a evita riscurile. Mai degrabă folosim gândirea rațională pentru a ne justifica propriile acțiuni și decizii care au fost de fapt luate de emoții sau sentimente. Avem aici, discută Taleb, și de efectul Lindy. Cu cât mai mult, atenție, nu este efectul Lindic, da, este efectul Lindy. Cu cât a supraviețui mai mult o idee, cu atât the great its relative fitness to all types of conditions. Da? This is partially new, I knew is not bad. And often the new things that we cherish are simply the outliers. De exemplu, preamărim tehnologia uitându-ne la exemple singulare și monopoliste, precum Amazon și Google, și aplaudând, precum Ludovic Orban, performanța lor, fără a lua în considerare în mod corespunzător toată energia risipită și visele năruite ale oamenilor care s-au gândit să construiască companii tehnologice și care au eșuat. Acesta se numește, doamnelor și domnilor, survivor și bias. Ne uităm în urmă la ceea ce a funcționat corect, îi dăm o explicație rațională și mai mult decât atât extrapolăm gândindu-te că viitorul va arăta similar cu trecutul. Ne gândim că dacă lumea ar fi ferită de războaie, dacă nimic extraordinar nu s-ar întâmpla, atunci și noi vom deveni prosperi și noi vom deveni bogați și noi putem, bineînțeles, lua sfaturi de la analfabet funcțional precum Valentin Nedelcu și deveni bogați, deși el n-a devenit bogat din investiții și din cursul de investiții, asta e altă poveste. Această eroare factuală regretabilă este făcută inclusiv de oameni educați, de oameni care cad în această capcană a unui miraj, a unei povești de succes, fără a lua în calcul nici norocul, nici evenimentele prevăzute, nici măcar riscurile investițiilor financiare. Și doamnelor și domnilor, atunci când vorbim de riscuri, ne spune Taleb, avem un univers tridimensional, nu unidimensional, nu este nimic determinist, nu este nici măcar bidimensional, ci tridimensional. Avem volatilitate, randament și timp, un orizont de timp. Atunci când îți verifici zilnic valoarea portofoliului, este foarte probabil să observi doar zgomotul, mai degrabă decât randamentele actuale. Cu cât este mai scurtă perioada de observație, cu atât mai mult zgomot voi observa. Dacă verifici trimestrial portofoliul, vei vedea un rezultat mai apropiat de realitate sau cel puțin mai puțin zgomot. This is partially why something like reading the daily news does little to nothing to increase your predictive power, knowledge about the world or ability to profit from it. Yet, traders are still read the Wall Street Journal. Legendarul investitor Larry Swedrow ne povestea despre acea pornografie investițională care nu ne ajută la nimic, dar în același timp ne ocupă tot timpul, gândindu-ne ce s-a mai întâmplat, ce știri am mai auzit, cu toate că pe termen lung este irelevant. Ceea ce contează este orizontul de timp, ceea ce contează este
strategia investițională aleasă și cum putem îndeplini aceste obiective investiționale printr-o bună diversificare a riscurilor în investiții. Pentru că investițiile, doamnelor și domnilor, nu sunt o cursă de 100 de metri garduri, sunt un maraton. Și investițiile nu presupun managementul randamentelor, ci managementul riscului. Pentru că randamentele pot fi surprinzătoare, pot fi extreme uneori, atât în sens pozitiv, dar și în sens negativ. În schimb, riscurile rămân mereu o constantă a vieții investiționale. There is no free lunch. If you look at your portfolio over the short term, not only, nu doar, că cel mai probabil vei observa zgomotul, dar îți vei induce și elemente, sentimente negative, da? Și sistemul tău nervos va fi afectat. Vei vedea foarte multă volatilitate care îți oferă aproape nicio informație, care, dar în schimb îți dăunează emoțional. Și nimeni nu este imun la asta. Deși unii oameni pot să-și controleze mai bine emoțiile decât alții. Până la urmă, cu toții suntem roboți, nu suntem cu toții roboți, doar celnic, cu toții suntem oameni și suntem empatici, avem sentimente și este firesc ca aceste sentimente să ne afecteze uneori. De aceea, când vine vorba de investiții, a avea un plan bine făcut, mai bun decât cel al României bine făcute, mă rog, avea un plan bine făcut, eventual scris pe hârtie, documentat, ne ajută mai mult decât a ne lăsa duși de val de zgomotul investițional. Urmărim cu tenacitate și disciplină strategia investițională, ne maximizăm, așa cum ne spune și Hor Marx, șansele de a avea succes folosind probabilitățile în favoarea noastră. Probabil vă întrebați care sunt căile prin care ne putem atinge acest succes. How we feel about something depends on the path to getting to the end result. And there are many ways to get to the end result. Așa cum putem vedea, putem ajunge în punctul B de la A la B, de la A la C la D la B, de la A la D la F la E la C la B. Da? De la A la B, pur și simplu investind eficient. De la A la C la D, neînțelegând riscurile, alocând capitalul în mod necorespunzător, învățând din greșeli și până la urmă ajunge la B. De la A la D, la F, la E, la C, la B, trecem printr-un FNI, printr-un Caritas, printr-un Tulipmania, printr-un Criptomania, ne dăm seama că suntem proști și până la urmă ne trezim la realitate și tot vom izbândi. Ne spune foarte exhaustiv maestrul lebedei negre Nicolas Nassim Taleb. Ce ne spune? Păi ne spune, doamnelor și domnilor, un lucru cât se poate de important și anume că norocul ți-l poți influența empiric prin numărul de încercări. Așa cum a fost inventat becul. Au încercat odată, de două ori. Și a 1000 oară s-a aprins. Nu doar becul, dar și s-a făcut lumină în întuneric și oamenii au înțeles cum să investească eficient pe piața de capital. Chestia este că aceste încercări pe care le facem să nu implice costuri mari, pentru că unii nu le putem permite. Și am dat exemplu imobiliarelor în acest caz, unui activ lichid care concentrează o mare parte a verii. Și doamnelor și domnilor, în același timp, să nu repeți aceleași greșeli. Să învățăm din greșeli. Ne spune asta părintele lebedei negre, Nassim Taleb. Trăiască Taleb și oameni ca el. Cât mai mult să avem, de la care să avem ce învăța. Prin asta se înțelege faptul că, doamnelor și domnilor, trebuie să insiști până o nimerești. Să tot încerci până ți iese ceva. Champions stand up
one more time than the rest. Să te menții în acțiune. Se spune în literatura de succes faptul că o trăsătură importantă a celor cu succes este că nu renunță niciodată. Nu neapărat că sunt niște genii, că au un IQ foarte mare, că sunt extrem de talentați sau muncitori. Dar un om mediocru care nu renunță, dar învață din propriile greșeli, îl depășește pe unul inteligent, dar care se menține în inacțiune și care renunță repede. Cu alte cuvinte, este important să nu renunțăm, să ne urmărim cu tenacitate obiectivele și să facem tot ceea ce depinde de noi pentru a ne maximiza probabilitatea de a avea succes, explorând oportunitățile date de noroc. Imaginați-vă că sunteți într-un casino și începeți cu $100. Într-unul din cazuri pierdeți $90, după care până la finalul zilei ajungeți break-even, recuperând. În alt caz, începeți să câștigați, sunteți pe plus $90, până la finalul serii pierdeți banii și ajungeți break-even. Este foarte interesant faptul că în ambele scenarii rezultatul este aceleași, pe de altă parte, emoțiile sau modul cum privim rezultatul final este cu totul diferit. Dacă în primul caz noi suntem fericiți pentru că, deși am pornit prost, am reușit să recuperăm și am fost pe un trend ascendent, în al doilea caz terminăm cu un sentiment neplăcut, da? Pentru că am pornit bine și până la urmă am sfârșit prost, deși rezultatul e același. Se spune și, știți, ideea aceea, mă rog, cu femeile în general, că prima impresie contează. Aici, în gambling, ultima impresie contează. Da? Ce ai făcut tu pe parcurs mai puțin contează. Faptul că ești pe plus 500% din Bitcoin nu interesează pe nimeni. Important e când marchezi profitul. Atunci contează câți bani ai în buzunar. Știi, eu am cunoscut prieteni, amici. Aveau 200.000 în Bitcoin, 80.000. Știți câți bani au marcat? Unul nimic, a rămas acolo, nu știu ce a făcut, a picat după aia. Altul a marcat 30.000, adică o pierdere potențială de 50.000. Acest lucru ne spune că rezultatul final contează, nu zgomotul investițional. Atingerea obiectivelor, atingerea prosperității financiare, creșterea incrementală a activului net. Nu! Accidente sau câștiguri de etapă. Nu, cine câștigă maratonul contează. Investitorul inteligent, investitorul care gândește, care planifică, care e conștient de riscuri, care nu cedează, nu clachează emoțional, care e disciplinat, care investește eficient, o face în mod simplu, în mod diversificat, cu costuri mici de tranzacționare, cu un turnover mic și cu costuri mici de administrare. Acela pe termen lung câștigă maratonul investițional pentru că nu urmărește ce face turma, ci urmărește cum să-și maximizeze probabilitățile și să le folosească în favoarea lui. Nu urmărește câștiguri de etapă, nu urmărește profituri spectaculoase peste noapte. Și, doamnelor și domnilor, putem învăța uneori și din istorie. Așa cum ne spune venerabilul Howard Marx, history may not repeat, but it rhymes. Istoria ne poate oferi unele lecții, dar, din păcate, nu este cel mai bun profesor. De ce? Pentru că, așa cum ne spune Taleb, rare ori istoria ia în considerare arbitrariul. Și de obicei învățăm doar din experiență. Ne spune Taleb importanța de a avea skin in the game în investiții. Din păcate, însă, experiența nu este suficientă pentru că nu poate fi testată împotriva alternativelor căilor potențiale. Și spune că chiar și experiența poate fi un profesor foarte prost pentru majoritatea oamenilor. Acest lucru este valabil în mod parțial pentru că atunci când se întâmplă un lucru bun, ne supraestimăm rolul pe care îl avem în acel eveniment, iar în mod analog, atunci când se întâmplă un lucru rău, subestimăm rolul pe care noi l-am avut. În ambele cazuri, eșuăm în a
aproxima în mod corect rolul norocului. Și marea problemă a istoriei este că ne uităm la trecut în mod determinist. În loc să realizăm că ceea ce s-a întâmplat a fost doar o serie de rezultate potențiale. Nu putem da astfel determina greșelile pe care noi le-am făcut sau succesele pe care le-am repurtat în urma unor astfel de decizii. Cu alte cuvinte, pentru a evalua eficient deciziile investiționale, trebuie întotdeauna să ne gândim ex ante și nu ex post. Și acest lucru este foarte important, doamnelor și domnilor. Totuși, un lucru bun putem învăța și din istorie, și anume că ea ne arată dificultățile prin care putem trece, cum putem ajunge în ruină financiară, cum putem întâmpina războaie sau, de ce nu, boli, inclusiv pandemii, virusuri endemice și așa mai departe, dar și lucruri mai bune din viață. Și dacă vorbim de lucruri bune, acelea sunt, doamnelor și domnilor, posibilitatea ca pe termen lung să ne creștem exponențial averea netă prin înțelegerea tuturor riscurilor și complexității pieței financiare și făcând practic investițiile pe înțelesul tuturor. Iar dacă sunteți la început de drum în investiții, vă rog să luați în considerare să nu alocați acest capital pe care îl aveți fără să înțelegeți înainte de toate aceste riscuri și fără să vă educați din punct de vedere financiar. Vă recomand să parcurgeți ghidul investitorii începători care se află și în luna noiembrie la un discount de 50% cu codul de reducere jos cartelul în format complet e-book plus video pentru a înțelege cu adevărat ceea ce presupune a aloca capitalul și a investi eficient pe termen lung, care este diferit de gambling, care nu presupune un scenariu determinist, ci a folosi probabilitățile în favoarea ta pentru creșterea exponențială a averii nete în timp. Vă mulțumesc pentru atenție tuturor în cele ce urmează în partea a treia. Vom demistifica capcanele tradingului pe care cei mai mulți nu le cunosc, pornind de la afirmațiile maestrului lebedei negre Nassim Nicholas Taleb. Vom continua apoi și cu criptomonedele. Vom vedea ce spune Taleb despre el. Și pe parcurs, pas cu pas, vom rămâne împreună pe drumul spre independență financiară, arătându-vă toate riscurile pe care le puteți întâmpina, toate capcanele investiționale și cum să vă feriți de ele. Vă mulțumesc pentru atenție, vă urez toate cele bune, weekend plăcut și nu uitați să nu subestimăm niciodată rolul norocului. Așadar, succes!